domnilor, bine frumos să încep cu mine, dar totuși voi începe prin a-mi exprima satisfacția pentru faptul că, în continuare, Maghia adevărul roman se împlinesc și în ziua de astăzi. Mai precis, în cazul de față, e vorba de acel adevăr care spune că nomen est omen, numele înseamnă predestinare. Există nume romane iluse din Antichitate și până astăzi și voi exemplifica unul singur de data aceasta, începând de acum 2007 ani. Nu. Se vorba de pretorul Piso, care devenise și mai celebru decât fusese înainte, titlul vertic juridic fără precedent, pe care l-a formulat foarte scurt, Fiat Justitia Pereat Mundus, să se împlinească justiția și că ar fi să moară toți. Condamnându-i la pedeapsa capitală pe toți cei implicați într-un proces, pentru că niciun timp nu era curat de aceea, până la pe toți la moarte și bine a făcut. Tot la Roma, o altă familie, tot Piso, devenea celebră din aceea că edita operele marilor scriitori contemporani, printre care se număra și poetul Horatius, cel care, în semn de recunoștință, le-a dedicat estetica sa în versuri, numită Ad Pisones, adică omagiu celor din familia din neamul Piso. Acest ilustru nume, exemplificat de Antichitate, revine la noi, se pare, nici nu se putea mai potrivi decât în inima fostei Dacia Felix, unde îl întâlnim pe specialistul în arheologie romană, desigur, aia e singura arheologie adevărată, profesorul Ioan Piso de la Babeș-Bolyai, dar tot de acolo, pe ilusul tenor Ioan Piso, care a dus faima învățământului de canto românesc, inclusiv din Vorocean, și, firesc, aș spune, pe oaspetele nostru, Marius Piso, care, nu numai prin nume, se înscrie, zic eu, tot în tradiția clasică, știind probabil că dacă printre astre ceva nu e în regulă, atunci o vom resimți și noi pe pământ și așa ar fi nefăcut. Ca atare ilustrului nostru oaspete, să-i urăm bun venit în numele rectorului Aiden Pirtea, îl invit pe domnul Florentor Gărăne să citească cuvântul de bani. Vă stimate domnule doctor Vician Marius Ioan Piso, stimați membri ai comunității academice, stimați invitați, dragi studenți, onorat auditoriu. Comunitatea academică a Universității de Vest din Timișoara este preocupată constant de promovarea și recunoașterea meritelor științifice, culturale și umane ale marilor personalități ale lumii academice și de aducerea acestor valori cel mai aproape de lumea academică din Timișoara. Astăzi ne simțim onorați să avem în mijlocul nostru pe domnul doctor fizician Marius Ioan Piso, una din cele mai cunoscute personalități ale planului astronomic și internațional din domeniul astrofizicii, cercetător și personalitate de care se leagă indisolubil existența Agenției Spațiale Române. Titlul onorific oferit astăzi, cea de doctor honoris causa Scientiarum, reprezintă modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște public și pe deplin merită de ospita domnului doctor fizician Marius Ioan Piso în dezvoltarea programelor naționale din domeniul spațial, aerospațial și al securității, programe în care domnia s-a investit timp și energie, contribuind cu profesionalism, devotamente, eleganță și energie inepuizabilă la promovarea domeniului astrofizic. Născut în 7 ianuarie 1954, Marius Ioan Piso a urmat școala primară și liceul la București, a absolvit Facultatea de Fizică în Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, în 1982. Cariera sa de om de știință a început în același an la Institutul de Cercetări
tehnice din București, unde s-a preocupat dezvoltarea de senzor inerțial. În 1990 s-a alăturat Centrului de Astronomie și Științe Spațiale din București, unde a înființat mai târziu Institutul de Științe Spațiale. În 1994 a obținut doctorat în fizică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, iar în 1999 devenind cercetător principal gradul 1 al Institutului de Fizică Atomică din București. Preocuparea constantă pentru dezvoltarea instituției de cercetare și industriei spațiale în România, precum și rezultatele științifice obținute de-a lungul timpului, s-au concretizat în înființarea Agenției Spațiale Române, pe scurt ROSA, în 1991 și obținerea statutului acesteia de organizație independentă 4 ani mai târziu. În fondarea Institutului de Științe Spațiale, dar și în aderarea României la Agenția Spațială Europeană în 2011, România fiind cea de-a doua țară din spațiu ex-sovietic care a devenit stat membru ESA. În prezent, pe lângă conducerea Agenției Spațiale Române, mai ales Ioan Fiso, este prin date membru al Consiliului Consultativ al Academiei Internaționale de Astronautică, reprezentant național al Comitetului Științific NATO, membru al Boardului Grupului Consultativ pe Tehnologie Spațiale din cadrul Organizației pentru Cercetare și Tehnologie din NATO, reprezentant al României la Agenția Spațială Europeană. Rezultatele cercetării dumneavoastră sunt materializate în 20 de prezente științifice, mai mult de 100 de articole cotate bibliografic s-au impus în volumea de conferințe, capitole de cărți sau lucrări de indice, toate contribuind semnificativ la dezvoltarea domeniului NATO, tehnologiei și cercetării aerospațiale și implicită promovarea internațională a intereselor României în acest domeniu. Stimate domnule doctor fizician Marius Ioan Fiso, Universitatea de Vest din Timișoara, întreaga noastră comunitate academică, este onorată de prezența noastră astăzi la Timișoara. Prin acordarea onoratului titlul de doctor onoris causa studentarii, Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște punctul meritele dumneavoastră și este convinsă că, prin alăturarea domniei voastre comunității academice pe care o reprezint, prestigiul acestei instituții se va consolida. Vă urez multă sănătate și putere de muncă pentru a putea continua cu aceeași pasiune activitatea dumneavoastră de profesor și rector de elită în domeniul vostru al astrofizicii. Semnează profesorul instant dr. Marian Gabriel Pintea, rectorul Universității de Vest din Timișoara. Aș vrea să mai adaug că există o foarte bună colaborare cu OSA pe proiecte de cercetare atât la Facultatea de Fizică și la Facultatea de Informatică, Departamentul de Informatică, și sperăm că această colaborare să continue pe un principiu sigur al câștigului de ambele părți, atât prin formarea de specialiști, cât și prin obținerea de rezultate ale cercetării care se ducă societatea înainte. Urmând regula desfășurării acestor festivități, urmează să ascultăm o, evident, bine meritată laudatio către Ius Consoaspete, prezentată de un prorector, conferențiar doctor Mădălin Dumnezeu. Stimate domnule Marius Fiso, onorați membrii ai prezidiului, stimați colegi, dragi colegi, dragi studenți, o să dau o notă personală la început acestui mesaj, după care voi da citire persoanelor profesionale principale din cariera domnului Marius Fiso. Aș începe prin a spune că Facultatea de Fizică este o facultate zgârcită atunci când vine vorba de acordarea titlurilor onorifice. Așa că noi astăzi nu facem altceva decât să adăugăm unui fir restrâns, dar foarte puternic din punct de vedere profesional, de fizicieni care au obținut acest titlu în cadrul facultății și universității noastre. Așa, ducându-ne în timp, Universitatea de Vest din Timișoara a decernat primul titlu de doctor honoris causa unui fizician, de vorba de domnul Pătăria, tot fizician, teoretician, ca și laureatul nostru de astăzi. Am și o bucurie aparte pentru că o să am ocazia să citesc acest laudatio, pentru că și pentru care îi mulțumesc domnului decan Dumitru Vucanov, că mi-a dat această ocazie, pentru că de mai bine de un an de zile sunt coleg în cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare, atât cu domnul Marius Fiso, cât și cu domnul ministru Anton Anton. Și pot să spun că prezența dânșilor acolo mi-a asigurat și mie
un anume soi de siguranță în activitățile pe care le facem și spun asta pentru că este un colegiu extrem de divers, de complex, de personalități în care simt în mod permanent sprijinul celor doi colegi menționați. Laudatio domnului doctor fizician Marius Ioan Piso, președinte și director executiv al Agenției Spațiale Române. Născut în anul 1954, domnul doctor fizician Marius Ioan Piso este fizician ca pregătire profesională, fiind absolvent al Facultății de Fizică al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și doctor în fizică teoretică al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași din anul 1994. Este de asemenea și absolvent al Colegiului Național de Apărare din anul 1999. În prezent, domnul doctor fizician Marius Ioan Piso este președinte și director executiv al Agenției Spațiale Române, ROSA, funcție în care activează încă de la înființarea agenției, coordonând în această calitate activitatea de cercetare științifică în domeniul științelor spațiale din țara noastră. România, prin intermediul ROSA, fiind în prezent membru cu drepturi de pline, Agenției Spațiale Europene, contribuind la Programul Spațial European, atât prin componentele sale de cercetare fundamentală, cât și de dezvoltarea tehnologiei spațiale. Se poate spune, fără exagerare, că România este putere spațială în concertul națiunilor care contează în acest domeniu și trebuie să subliniem aportul esențial al domnului doctor fizician Marius Ioan Piso în acest sens. Practic, numele dânsului se confundă cu Agenția Spațială Română. Cariera științifică. Cariera științifică a domnului doctor fizician Marius Ioan Piso a început încă de la absolvirea facultății, activând în domeniu cu un spectru divers între fizică teoretică și tehnologia spațială. Astfel, între anii 1982 și 1998, a fost cercetător științific la Institutul pentru Inginerie Electrică București, unde, începând cu anul 1988, a condus divizia de senzori inerțiali. Din 1988 până în prezent, este șef de laborator și profesor cercetător 1 la Institutul de Științe Spațiale în cadrul Laboratorului de Gravitație. După cum am precizat, din punct de vedere științific și profesional, domnul dr. Piso a lucrat în diverse domenii, dintre care menționăm câteva. Teoria relativității generale și gravitație, detecția undelor gravitaționale, aplicația ale fluidelor magnetice în detecția vibrațiilor și accelerațiilor, tehnologia sateliților artificiali și teledetecție și multe altele. Activitatea științifică a domnului dr. Piso s-a concretizat într-un număr mare de lucrări publicate și brevete de invenție și inovație, dintre care menționez 20 de brevete naționale și internaționale, 18 lucrări publicate în reviste internaționale ISI și multe, multe altele. Cariera managerială a domnului doctor fizician Marius Ioan Piso este, desigur, în primul rând legată de organizarea, funcționarea și dezvoltarea Agenției Spațiale Române. Aceasta este reflectată și prin lista funcțiilor ocupate până în prezent de domnul Marius Piso și anume, șeful diviziei de senzori inerțiali din cadrul Laboratorului de Gravitație al ITP, consilier ministerial în cadrul Ministerului Cercetării și Tehnologiei, director executiv al ROSA, președinte și director executiv ROSA din 2004 până în prezent, director al multor programe naționale în domeniul spațial, aerospațial și de securitate, director al programului de cercetare, dezvoltare și inovare STAR. O altă componentă importantă a fost și cea de coordonator și director de proiecte în diferite instituții de cercetare în care și-a desfășurat activitatea. Astfel, din prodigioasa sa activitate, putem desprinde câteva principale direcții. În plan național, a coordonat programe naționale, cum ar fi cele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul securității, în domeniul aerospațial, în domeniul cercetării de excelență, în domeniul aeronautică și spațiu și în domeniul gravitației cu aplicații în geofizică și tehnici inerțiale și de vibrații. Principalele proiecte naționale coordonate sunt cele care se referă la componente calificate pentru nanosateliți, sistem de nanosateliți în zbor, o formație strânsă conectați în rețea, îmbunătățirea activităților naționale de cercetare în domeniul spațiu și securitate, în vederea obținerii unui statut de actor cheie în domeniu pe plan european și internațional, și în ultimul rând, misiunea spațială a unui microsatelit cu scopuri științifice și de explorare. A fost
organizator, chairman la mai multe manifestări internaționale relevante, din care număr doar câteva, New European Union Member States and the Security Research, Emerging and Future Technologies for Space-Based Support to NATO Military Operations, the Danube and Europe Target for Integrated Space Applications. Membru în diverse comitete naționale, cum ar fi CNRDG, pe care îl cunoaștem cu toții, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare, tocmai menționat, grupul interministerial pentru cercetarea în domeniul securității. În ceea ce privește activitatea în zona internațională, programele internaționale coordonate au fost Program for European Cooperating States, European Space Agency, programul de participare al României la European Space Agency în perioada 2007-2011, International Academy of Astronautics, coordonarea grupului Space Systems as Critical Infrastructure. Printre proiectele internaționale coordonate și participare, mai putem menționa Security Research Network, Services and Applications for Emergency Response, Stimulate Aerospace Research and Technology in Associated Candidate Countries. Domnul doctor fizician Marius Ioan Tiso este membru în multe comitete internaționale, din care menționăm European Security Research and Innovation Advisory Board, First Intelligent Earth Observation Satellites, Space Science and Technology Advisory Group. Este de asemenea membru în mai multe organizații internaționale, cum este International Academy of Astronautics, European Academy of Science and Arts, Institute of Electrical and Electronics Engineers, American Mathematical Society. Este de asemenea reprezentantul României în organizații și comitete internaționale. Menționăm aici Agenția Spațială Europeană, în primul rând, NATO Science for Peace and Security, United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Committee on Space Research. Domnul doctor fizician Ioan Marius Tiso a obținut diverse distinții și premii, între care aș menționa la loc de frunte conferirea în anul 2008 prin decretul numărul 201 a Ordinului Național Serviciu Credincios în grad de ofițer. A câștigat de asemenea diverse premii în cadrul competițiilor organizate de ANCS cu diverse proiecte de cercetare pe care le-a coordonat, Galileo, Goliat și multe altele. Trebuie să spunem că domnul doctor fizician Marius Ioan Tiso este un prieten vechi, devotat și constant al Universității de Vest din Timișoara, atât personal cât și prin intermediul Agenției Spațiale Române. În ultimii 25 de ani, atât Facultatea de Fizică, cât și Facultatea de Matematică și Informatică au desfășurat activități de cercetare fundamentală și de dezvoltare tehnologică în parteneriat cu Agenția Spațială Română, în cadrul diferitelor proiecte și programe finanțate de către aceasta. Menționăm aici programul Orizontul 2000 și mai recent programul STAR. Cercetătorii și cadrele didactice de la UVT au beneficiat întotdeauna de un management eficient, dar și discret, pe care domnul fizician dr. Marius Ioan Tiso l-a manifestat. Trebuie să remarcăm în mod deosebit contribuția domniei sale la dezvoltarea unor direcții de cercetare comune ROSA-UVT, care au adus universității noastre un valoros și vizibil palmares academic național și internațional. Având în vedere toate cele prezentate mai sus, Senatul Universității de Vest din Timișoara, la propunerea Facultății de Fizică, a hotărât acordarea titlului de doctor honoris causa domnului doctor fizician Marius Ioan Tiso, ca o recunoaștere a prestigiului și reputației sale științifice, cât și a colaborării cu Universitatea de Vest din Timișoara și cercetări în diverse domenii ale științelor spațiale desfășurate în ultimii 25 de ani. Vă mulțumesc! Înainte de a citi diploma care se întărească cele prezentate de domnul Bunoi, aș vrea să spun că e o plăcere aproape personală să citești un act în latină și să-l adresez cuiva care este, cum ar zice, o civis nomine romanus, adică cetățean roman prin nume. Vă rog să onorăm acest moment. Un
Universitas Occidentalis Iniciensis, Senatus Suius Universitatis, nos rector, omnes nostri communitatem universitatis nostre occidentalis iniciensis dirigimus, inquirentes omnia quae scripta et inquisita sunt ad Domino Marius Ioan Piso, cogitationes ad potentias vires clementis humane probandum in arcanas mundi illuminando, et videntes nos beneficia alata alme nostre matri, cum concessione et caritate a sua diligentia, in nomine omnium collegarum, Dominus Marius Ioan Piso, declaratur doctor honoris causa scientiarum, ad maiorem suam gloriam et in signo considerationis nostre. Omnia hec firmamus sigillo rectorali et signationibus equentibus. Rector, professor universitarius doctor, Marilen Gabriele Pirtea, preses Senatus Universitatis, professor universitarius doctor Alexander Buclea. Civitate Timisiensi, die decima, mense duodecimo, anno domini millesimo, duo, quator decimo. Să-l aplaudăm! Gracias.
să împărțesc subiect, dar și această onoare mă face să fiu și mai legat de Universitatea de Vest, cu care, mă rog, lucrăm de mai mult de 3 decenii. Pentru astăzi, am ales un subiect foarte interdisciplinar, adică nu voi vorbi despre gravitație, nici despre supernove, nici despre black holes, nici despre sateliți, ci despre niște probleme fundamentale cu care se confruntă societatea umană în acest început de mileniu. Și mă refer la acest subiect care se numește infrastructurile spațiale sunt critice pentru planeta noastră. Studiul, ceea ce vă prezint, are o mare caracter de originalitate. Este un grup de studiu pe care îl conduc în Academia Internațională de Astronautică de mai mulți ani și, mă rog, și în baza acestui studiu, în prezent, conduc una dintre secțiile acestei academii. Despre ce e vorba? Noi, în domeniul ăsta spațial, atât cercetătorii în teorie, cei care pun în practică pe aceste sisteme, noi vedem lucrurile un pic global. Adică, în domeniul spațial nu există, granițe, Pământul de departe se vede ca o planetă simplă, fără prea multe caracteristici, nu se vede nimic care să fie făcut de mâna omului. Din acest motiv, noi putem spune că planeta pe care locuim este un fel de stație spațială, populată cu câteva miliarde de astronauți, care are un sistem bun de protecție a radiațiilor, are o atmosferă bună, are un sistem de întreținere a vieții, care înseamnă ciclurile, carbon, oxigen, și, mă rog, un bun mecanism, datorită unei rotații, unei revoluții, un bun mecanism cu care să se asigure existența unor forme biologice, cum sunt oameni. Este o planetă de excepție, altele nu prea există, chiar dacă prezent sunt studiate aproximativ 2000 de corpuri în apropierea sistemului nostru solar, deocamdată niciuna nu arată așa cum arată Terra. Această planetă este foarte neprotejată, în schimb, la posibile fenomene cosmice. Și avem aici câteva exemple. Avem Soarele. Soarele are, este o stea de clasa G5, care e cam pe la mijlocul vieții, care deocamdată nu a generat ceva periculos, dar fizicienii știu că nu pot să o stabilitate perfectă și ne putem aștepta, din când în când ne putem aștepta la agresiuni din partea stelei. Din când în când avem erupții solare, care au produs numai în ultimul secol deranjuri importante în activitatea umană, scurt-circuite, blocajul liniilor de comunicație și altele, și care afectează, pot afecta din ce în ce mai mult civilizația noastră actuală, care se bazează pe microelectronică. De asemenea, ne uităm la planetele din sistemul nostru solar și constatăm că Jupiter a fost ciocnit de nuclee de cometă sau de asteroizi de vreo 3-4 ori în ultimele de 2 decenii. O ciocnire în anul 1994 a produs o explozie care s-a văzut de pe Pământ cu un bloc de diametru mai mare decât Pământul. De asemenea, Marte este ciocnit permanent. Și alte planete. Pe Pământ ne uităm și găsim multe cratere. Acum
consecuenții, cert că anumite discontinuități în evoluția vieții pe Pământ sunt datorate unor extinții generate de explodirea cu asteroizi. Și mai sunt și alte posibile potențiale pericole. Sunt pericole de contaminare și posibile organisme transportate de meteoriți. Deci, Pământul trebuie, planeta trebuie cumva protejată și noi suntem acum în situația în care avem, înțelegem acest fenomen și avem potențialele tehnologii necesare. Acesta este un aspect. Un alt aspect este faptul că în jurul planetei sunt aproximativ 1000 de sateliți activi care sunt utilizați pe o bază permanentă. Sunt cam alte 7-8 mii de sateliți care nu mai funcționează, care și-au încheiat ciclul de viață, dar care nu pot fi deorbitați deocamdată. Și apoi un număr foarte, foarte mare de obiecte care sunt, se numesc debriuri, deșeuri spațiale, care încep deja să genereze probleme pentru securitatea sateliților funcțional pe care noi îl utilizăm curent. Un alt aspect și un aspect important este dependența civilizației noastre față de sistemele satelitare. În prezent avem cifra de afaceri a industriei spațiale, industriei și serviciilor spațiale pe planetă este de aproximativ 470 de miliarde de dolari anual. Dintre aceștia, aproximativ 60% sunt în domeniul comunicațiilor spațiale. Țin minte Olimpiada de la Tokyo din 1964, când pentru prima dată a fost realizat o transmisie direct din intermediul unui satelit geostaționar. De atunci lucrurile au evoluat. În prezent, mai mult de jumătate din comunicațiile planetare sunt asigurate de sistemele satelitare. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă ce s-ar întâmpla dacă acești sateliți ar înceta brusc să funcționeze. Să supunem că ar fi, nu știu, finala unui campionat mondial de fotbal, în momentul ăla s-ar produce revoluții, probabil în câteva locuri de pe loc. Apoi, există sistemele de sateliți de poziționare, și-anumit GPS, în prezent mai sunt încă alte 4 sisteme globale, sisteme care asigură nu numai, să spunem, navigație, poziționare, dar asigură și timpul foarte exact. Prin intermediul acestor sateliți sunt sincronizate tranzacțiile bancare importante. Și datorită codurilor foarte complicate utilizate de această comunicație, hackerii nu pot interveni în aceste tranzacții. Există de asemenea dependențe din partea agricolă. De mai mult de 20 de ani, agricultura este supravegheată și îmbunătățită prin utilizarea sateliților de teledetecție, de observare terei. Și în Statele Unite, de exemplu, unde parcelele agricole sunt mari, acolo, prin utilizarea informației satelitare, producția a crescut cu 40-50-60%. Gândiți-vă că întreruperea funcționării unui astfel de sistem satelitar ar contribui la reducerea producției agricole.
Statele fiind un producător și un exportator foarte important de produse agricole, pe lume ar putea să fie o foamete în acel moment. Adică, ideea este că planeta noastră, civilizația noastră, depinde de sistemele satelitare. Din acest motiv, noi considerăm o parte din structurile spațiale fiind infrastructuri critice. Și pot să vă spun că în legislația națională a României, în domeniul protecției infrastructurilor critice, există infrastructuri spațiale incluse în această categorie și, mă rog, există și câteva instituții care sunt deținătoare, autorități de astfel de infrastructuri spațiale critice. O criticitate pe care aș vrea să o accentuez un pic, apropo de, să spunem, fosta mea meserie de fizician-teoretician, este dependența științifică. Trebuie să ne gândim la instrumentele științifice cu care populează acest spațiu. Telescopul Hubble. Datorită telescopului Hubble a apărut noțiunea de data mining. Informația furnizată de acest telescop depășea posibilitățile de procesare ale planetei. Sunt apoi experimente unice. Acum câteva zile a fost lansat primul precursor pentru sistemul de detecție a undelor gravitaționale, VISA. Vorbim despre instrumentele științifice Planck și actualmente un curent de Euclid, care au infundizat informații despre univers, despre vârsta universului, despre evoluție, care ne-au adus în situația să știm că nu știm ce se întâmplă în momentul ăsta în univers, mai mult de 80% este materie neagră, cum se spune. De asemenea, foarte multe sonde și roboți care ne-au dat informație despre Lună, despre Marte, despre Venus. Tot acum două zile, o sondă spațială japoneză a reușit la a doua încercare, cu distanță de 5 ani de încercări, să orbiteze planeta Venus. Știm toți cum arată Pluto acum, 80 de metri de rezoluție, imaginea, și fiind foarte interesantă planeta. Deci, gândiți-vă că la un moment dat aceste infrastructuri nu mai furnizează informație. În momentul ăla, știința ar avea un șoc destul de serios. Gândiți-vă că infrastructura de cercetare cea mai mare din lume, în momentul ăsta, este Stația Spațială Internațională. Este cea mai mare pentru că, până în prezent, a costat aproximativ 160 de miliarde de dolari. Și aici pot să vă spun că România este în acest moment participant la programul Stației Spațiale Internaționale și probabil va fi și mai amplu în următorii câțiva ani. Toate aceste lucruri ne aduc într-o situație în care ne întrebăm cumva în ce poziție suntem. Noi când, mă rog, suntem în domeniul, în meseria noastră și ne uităm la Pământ, ne uităm la Univers, la ce se întâmplă, noi vedem civilizația umană la un început. Adică sunt doar vreo 2-3 decenii de când numărul celor care lucrează cu creierul a depășit pe cel care numărul celor care lucrau cu mușchii și civilizația noastră era un început. În acest moment, cumva,
cam toată lumea are niște responsabilități. În domeniul spațial, după cum știți, mai multe țări și organizații se ocupă în prezent de, se numește Planetary Defense, al doilea congres internațional de Planetary Defense a fost organizat de noi, în București, acum 4 ani. Și agențiile spațiale importante au acest obiectiv clar. Sunt mai multe misiuni desenate pentru, să spunem, deflexia asteroizilor sau nucleilor de cometă. De exemplu, misiunii Rosetta. Rosetta n-a fost numai o misiune științifică, ci a demonstrat cumva capacitatea de a plasa un obiect pe un corp ceresc cu gravitație practic nulă. Există în desen misiuni de captură a unui asteroid și orbitarea acestuia în jurul Lunii, mai multe variante. Deci, bineînțeles, aceste misiuni au și rol practic de căutarea de materii prime interesante de astfel de sisteme. Există, de asemenea, o misiune la care ne-am început să lucrăm acum, se numește AIDA. Este Asteroid Impact Deflection Assessment. Este un asteroid dublu, care a fost descoperit de observatorul Podajvir. Și una dintre o navă spațială de câteva sute de kilograme va ajunge lângă acest asteroid și va trage cu praștie într-unul dintre corpuri, va fi un impact și orbita acestuia va fi modificată. Datorită faptului că acele două corpuri sunt ducate gravitațional și cunoaștem, să spunem, constantele de mișcare, partea de mecanică cerească, se poate deduce, se poate măsura imediat efectul asupra acestui asteroid. Și, vedeți, așa încep lucrurile pentru protecția noastră. În același timp, aici sunt lucruri, aceste lucruri se fac în prezent. Așa, și vreau să vă spun, pentru că suntem într-o universitate, cel mai important lucru pe lumea asta nu sunt banii, deci în domeniul spațial, nici tehnologia, ci oameni. Aici este un domeniu în care trebuie să ai o răbdare extraordinară și să lucrezi pe termen foarte lung, pentru că altfel nu iese nimic. Dau exemplu pe care îl cunoaște decanul Facultății de Fizică. Este un experiment care s-a numit Gravity Probe B, care a fost lansat acum câțiva ani și care demonstră o anumită parte din teoria relativității generale. Acest experiment a fost propus în 1962 și profesorul tânărul care a scris articolul în 1962 a condus acest proiect până la lansare în 2010. Este un ciclu serios de lucru. Programul de detecție a undelor gravitaționale, proiectul de LISA. Discutam despre el, cred că și la Timișoara, la sfârșitul anilor 80. În prezent s-a lansat precursorul și probabil LISA, care costă cam 2 miliarde. LISA înseamnă să pui să faci un drum echilateral cu latura de vreo 5 milioane de kilometri, vârfurile sateliți, între acești sateliți, corpuri, masă, faci interferometrie laser și determini deplasări și mai mici de câțiva microni, care se fie generate de radiația gravitațională produsă de fenomene în jurul unor găuri negre și stele neutronice, cumva în galaxia noastră. Deci, zona asta spațială oferă
necesită, are nevoie de oameni buni și în același timp oferă universităților capabilitatea de a le promite studenților că la unde să lucreze și că pot lucra pe termen lung și că se pot angaja în proiecte pe termen lung. Noi, în momentul ăsta, avem proiectele industriale obișnuite, au așa, termene 2021-2022, de exemplu, a început programul noului lansator european, Ariane 6, care România participă, și primul zbor va fi în 2021, probabil în 2022. Adică lucrurile sunt cumva făcute, noi avem un avans de cam de un deceniu asupra, adică vreo 10 ani înainte știm ce facem. Și, și cred că v-am plictisit destul pe ziua de astăzi, vă mulțumesc foarte mult! Să-mi dai, noi v-am dat o zi,
Salut, mai ar trebui. Africa. Băi, nu ascult. Nu ascult. Africa, da? Thank you.